Meravigliosa! Aspetta, prendiamo un cucchiaio, aspetta. Madonna! Madonna! Bună ziua, eu sunt Kammellia și astăzi o să facem un tortuleț cu ciocolată albă și trandafiraș și cu o surpriză în interior. Pentru ganajul de ciocolată albă o să avem nevoie de 140 de grame de frișcă, 200 de grame de ciocolată albă și arome, aromă de vanilie. O să punem frișca în microunde circa un minut să se încălzească, nu trebuie să atingă punctul de fierbere, sau putem încălzi pe foc până la punctul de fierbere. O las un minut. Acum o să tăiem ciocolata bucățele. Ca să se topească mai repede. Vedem dacă încă nu este gata. Frișca este gata. Așa, am tăiat ciocolata. Frișca s-a încălzit. Punem ciocolata în vasul cu frișcă. Amestecăm și lăsăm să se topească ciocolata. Ciocolata s-a topit. S-a topit ciocolata. Acum o să acoperim și o să dăm la rece. Lăsăm să se răcească bine. Și apoi cu un mixer o să batem această ciocolată cu frișcă. Luăm foaie transparentă. O să acoperim și dăm la rece. Am acoperit și acum dăm la rece. Am scos din frigider, am scos ganajul nostru, s-a răcit. I-am să tai puțin aici și am să-l bat direct aici ca să nu stropesc peste tot. La urmă o să adăugăm și puțină vanilie. Adăugăm și puțină vanilie. Batem frișca. Frișca este gata. Preparare și ce ingrediente ne trebuie pentru a realiza acest super pantișpan. O să avem nevoie de făină, 200 de grame de făină, 180 de ml de ulei, o să avem nevoie de 6 ouă întregi, 190 de grame de zahăr, 16 grame de praf de copt, un praf de sare și esență de vanilie, o sticluță de esență. Și acum începem. În vasul nostru cu făină, deci în vasul nostru cu făină, unde avem 200 de grame de făină, o să punem praful de sare, o să punem praful de copt, o să punem și zahărul, amestecăm. Amestecăm bine. Acum o să punem uleiul. Esența de vanilie. Să o rugăm să o desfacem. Și ouăle. 6 ouă. Și 6. Așa. Acum o să amestecăm foarte bine totul. Este o rețetă rapidă de pantișpan pentru cine nu are timp și nu vrea să folosească mixerul, se folosește doar această. Și amestecăm cu calm, cu calm, cu calm, învârtim totul bine, să omogenizăm bine totul. Așa. Puteți pune și coajă de lămâie, coajă de portocale, esență de rom, esență de migdale. Pantișpanul puteți aroma cum doriți. Eu l-am aromat astăzi cu esență de vanilie. Și amestecăm bine, amestecăm bine, bine, bine. Așa. O să amestecăm circa 5 minute, 5-10 minute, încet, încet, încet și cu răbdare. Îl puteți lăsa, mai amestecați puțin, nu este grabă. Se amestecă pur și simplu toate ingredientele special. Și așa amestecăm. Am spus 10 minute, că amestecați puțin, îl mai lăsați puțin, îl mai amestecați puțin, mai lăsați puțin. Tot secretul este ca zahărul să nu se mai simtă, să se topească bine. Ia uitați, să fie lucios. Consistența este aceasta. Zahărul nu se mai simte. Acum o să punem într-o tavă. Ia uitați, aceasta este consistența. O să punem totul într-o tavă pe care eu am tapetat-o cu hârtie, puțin cu ulei sau cu unt, și o să punem totul aici. Scoatem telul. Acum o să punem totul în tava noastră. Vedeți cât este de fină? Zahărul este topit. Deci în momentul când nu mai simțiți zahărul, este gata. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20-25 de minute. O să înțepăm cu scobitoare să vedem dacă este pantișpanul este gata. Îl lăsăm să se răcească puțin și apoi o să-l scoatem din formă. Acesta este blatul. Cum v-am spus, să-l încercați cu o scobitoare. Ia uitați, și dacă scobitoarea este curată, atunci pantișpanul este gata. Încă fierbinte, îl lăsăm puțin să se răcească. Acum pantișpanul s-a răcit puțin, o să-l scoatem din formă. Așa. Să scoatem primul inel și o să-l dăm deoparte. Acum o să scoatem blatul. Ia uitați. Așa. Am scos și încă este fierbinte. Acesta este blatul nostru. Îl lăsăm să se răcească. Acesta este blatul de tort. Îi scoatem hârtia. Așa. Și încercăm să-l tăiem cu un cuțit, cu lamă subțire. O să tăiem partea de deasupra. Așa. Ia uitați cum a ieșit. Este aluat umed. Și acum încercăm să mai tăiem încă în două părți, să facem straturile nu prea groase. doilea strat. Ia uitați. Și acum tăiem încă o dată în două. Acesta este al treilea. Și am să-l tai în interior, aici am să-i fac o găurică, o gaură. Cam așa. Cu acest cerc am să tai, că vreau să umplu cu bombonele. Așa. Și am să tai așa frumos, să măsor să fie egal cât de cât. Cam așa. Acum tăiem. Curaj. Așa. Și am tăiat pantișpanul în interior. Ia uitați, scoatem. Cum v-am spus, eu l-am tăiat deja felii. Dăm deoparte. Și acum începem să mântăm tortul. Așa. Am să-l mântez direct în această formă. Eu mi-am pregătit această formă și am să pun primul strat. În interior eu am să bag și această formă, am să o umplu cu puțin unt, pentru că vreau să fac o surpriză în interiorul tortului. O umplu cu unt ca să pun hârtie de copt. Așa. Așa în interior. Aici. Așa. Ia uitați. Așa. Și am să pun cremă doar aici. În interior am să pun inelul. Primul ineluș, care o să rămână gol până o să umplem bine tortul. Pantișpanul l-am făcut din 200 de grame de făină. Am pus un praf de sare, 16 grame de praf de copt, 190 de zahăr, 180 de ulei și 6 ouă. Pur și simplu le-am bătut pe toate. Am amestecat bine până când s-a topit zahărul. După ce s-a topit zahărul, am pus în tava tapetată cu hârtie de copt și am dat la cuptor la 180 de grade circa 30-35 de minute. Înțepați cu scobitoarea. Nu vă grăbiți să-l scoateți. Și am pus o bilă, am făcut cu cuptorul cu ușa deschisă, am pus o biluță din staniol ca să rămână puțin deschis cuptorul. Cine are cuptor ventilat este foarte bine. Eu nu am și am lăsat ușa deschisă. Așa, aici mi-am pregătit crema ganache de ciocolată albă cu puțină vanilie și la 140 de ml de frișcă am pus 200 de grame de ciocolată. Am încălzit frișca până la punctul de fierbere. Ori o încălziți în microunde, eu așa am făcut, sau pe foc, până începe, ajunge la punctul de fierbere. Apoi adăugați ciocolata tăiată bucățele, amestecați până se topește. După ce s-a topit ciocolata, dați la frigider și apoi mixați. După ce ați mixat bine frișca cu ciocolata, o dați la frigider și se întărește, după cum se vede. Ia uitați cum arată ciocolata. Și am să pun un strat de... am să împart în două și am să pun un strat de ganache de ciocolată albă. Așa. Pun doar jumătate din cremă. Este o rețetă de tort simplă. O puteți face și cu ciocolată neagră. Eu astăzi o fac cu ciocolată albă. O fac pentru fetiță, o fetiță de 8 ani. Ea își dorește ciocolată albă. Așa. Punem jumătate din compoziție de ciocolată. Un strat. Și apoi o să punem un strat de frișcă. E bună! Așa. Pun pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Kammellia și bucate gustoase. Vă aștept și pe voi să vizitați, să vedeți. Am peste 500 de rețete. Și dulci și sărate. Am peste 16 rețete de cozonaci. Unul mai bun ca celălalt. Așa. Ia uitați, am întins bine ganajul. Acum am să pun din frișca bătută o parte și am să iau cu o lingură și am să pun din frișcă. Așa. Tot cam jumătate din compoziția de frișcă. Și întindem. Acesta este un tort surpriză. Așa. Am pus și frișca. Acum am să iau al doilea blat și am să-l pun peste cremă. Așa. Și împingem puțin. Am pus al doilea blat. Acum o să punem restul de ganache de ciocolată albă. Să-l întindem așa încet. Apoi îl dăm la frigider și între timp o să facem fondantul ca să-l punem pe deasupra. Așa. Îl punem pe tot. Acum o să punem restul de frișcă. Acesta este un tort alb. Aici în total am avut 500 de grame de frișcă. Și am împărțit 140 de grame, am pus în ciocolată și restul l-am bătut simplu. Și acum întindem. După ce am întins, o să punem și ultimul strat de blat, ultimul blat. Așa. Și apăsăm. Acum o să dăm la frigider. Și după aceea îl scoatem și îl îmbrăcăm cu fondant. Pentru cine dorește, acum am să vă arăt cum fac și fondantul din bezelii marshmallow. Între timp am să dau la frigider. Acestea care mi-au rămas, una dintre ele o să vină deasupra și în interior o să facem fondantul. Aici avem bomboanele, zahărul, pudră. Aici avem untul. O să ungem tortul la sfârșit cu unt pe toate părțile și pe deasupra și o să punem fondantul ca să se lipească bine. Să scoatem. Aici avem zahăr pudră. Bomboanele gumoase sau bezele gumoase, cum le spuneți, ia uitați. Ce frumos miros! Și aici avem amidonul. Așa. Mai întâi o să preparăm untul. Avem nevoie de unt. Aici am cam 100 de grame de unt. Să facem untul cu zahăr pudră. Și am să iau o lingură, două de zahăr. Și și am să amestec încet. Am să o dau deoparte. Așa. Și aici avem bomboanele noastre gumoase. Am să pun acelea care sunt așa colorate, ca să iasă un roziu. Și am să pun și albe. O să mai pun una roză. Mai punem una. Și am să pun o linguriță, cam două lingurițe de apă și am să dau la microunde să le topesc. O să pun o lingură mare de apă. Cred că e de ajuns. Bag la microunde. Las câteva secunde. Să se topească și apoi adăugăm zahărul pudră. Mai las o secundă, două. Hai să vedem. Vedeți? Bomboanele s-au umplat, s-au topit. Le amestecăm bine cu apa și apoi o să punem zahărul. Pudră. A ieșit o culoare rozie, cu acesta o să îmbrăcăm tortul. Așa. Și acum adăugăm zahăr puțin câte puțin. Zahăr pudră. Și facem fondantul nostru ca să îmbrăcăm tortul. Vedeți? Încet, încet amestecăm. Și adăugăm zahăr cât este nevoie. Apoi o să-l frământăm puțin pe masa noastră de lucru. Așa. Mai adăugăm zahăr. Și amestecăm, amestecăm, amestecăm încet. Cum ați văzut, dacă v-ați uitat la video, la flori, la trandafiraș, am arătat și ieri cum se fac. Așa. Mai punem puțin zahăr. Și după ce terminăm de făcut acest fondant, îl punem în folie alimentară. Așa. Am să pun puțin zahăr pe masa de lucru și am să răstorn fondantul aici. Ne ajutăm cu o altă lingură ca să nu se lipească, pentru că se lipește. Așa. Încercăm să luăm ce mai putem de aici. să amestecăm bine cu zahărul. Așa. Este foarte moale, adăugăm zahăr până devine mai consistent, ca să-l putem lucra, să-l putem întinde. Mai pun un pic de zahăr. Zahăr adăugăm cât este nevoie. Uitați că este moale, trebuie să fie un pic mai tare. Mai adăugăm zahăr. Eu mă bag foarte bine cu acest fondant, este foarte parfumat, aromat și se face foarte repede. Așa, este aproape gata. Îl vom întinde cu un sucitor pe masa noastră de lucru și o să presurăm amidon. Încă mai trebuie zahăr. Mai trebuie, se simte la mână că se lipește, că este moale. Acum eu am să-l pun în folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească. Tortul este la frigider. Așa. Untul cu zahărul l-am pregătit, avem tot ce ne trebuie, doar să-l îmbrăcăm tortulețul, dar puțin mai târziu. Am să intru tot așa în direct să vă arăt cum îmbrăcăm tortul cu fondantul. Uitați ce culoare, un roziu pal. Un roz de balerine, cum au balerinele tulul. Așa. Și am să iau și am să-l pun în folie, că dacă nu-l punem în folie alimentară se usucă și nu mai putem lucra cu el. Floricele sunt gata, trandafirașii. Acum trebuie doar să așteptăm ca pantișpanul să absorbă crema și să se întărească puțin. Așa. Am pus fondantul în folie și îl dăm untul cu zahăr, pudră și o să întindem un strat subțire. Și apoi eu am să-l dau la frigider și mâine dimineață o să-l ornăm. Trebuie lăsat ca să intre crema bine în straturile de panteșpan. Acum pun untul cu zahărul pudră pe deasupra, întindem și apoi dăm la frigider. Un strat subțire de unt punem, ca să se lipească fondantul. Am pus un strat subțire, acum îl dăm la frigider până mâine dimineață. Și mâine dimineață o să-l scoatem și o să-l ornăm. Și din restul de pantișman o să facem ceva bun. O să-l scoatem din formă, încet și cu mare grijă. Așa. O să scoatem inelul. Așa. Scoatem primul inel. Și acum o să scoatem hârtia. Așa. Aici avem în interior un alt inel. O să scoatem și de aici inelul și cu hârtia. O să-l punem așa pe o farfurie și o să-l întoarcem. Așa. Ca să scoatem inelul. Așa. Am scos inelul pe această farfurie, pe acest platou. Întoarcem cu mare, mare grijă. Așa. Și luăm farfuria. Așa. În interior avem panteșpanul nostru. Acum o să întindem crema noastră peste tot, așa. Așa. O ridicăm așa în sus. Și o punem peste tot. Apoi o să întindem fondantul. Așa. Aici am untul și am să iau puțin unt și am să pun peste și o să întindem așa bine, așa. O să punem untul încet, încet, așa, o să fie de izolant. Un strat subțire, subțire. Așa. Nu trebuie mult. aceasta. Doar ca să se lipească bine fondantul. Așa. Îl întoarcem pe toate părțile și ungem așa peste tot și partea de jos. Așa. Punem și puțin în interior. Am întins bine. Acum o să întindem fondantul. Pentru o parte din interior, aici o să facem o cutiuță cu o surpriză. Așa. Acum dăm deoparte totul, am scos hârtie de pe cesinel, pun aici în fondant, îl întindem, așa, îl amestecăm puțin înainte dacă l-am făcut de ieri. Dacă îl facem imediat se întinde mult mai ușor, acum să-l încălzim puțin, așa. Punem amidon ca să nu se lipească, așa, și întinde. O să întindem cu sucitor. Întindem bine, așa. Dacă este nevoie adăugăm amidon. Nu trebuie să se lipească, că apoi nu mai putem lucra cu el. Așa, și întindem. Așa. Și întindem bine, bine. O să avem nevoie... O să mai întindem puțin. Așa. Îl facem, mai punem puțin amidon, să nu se lipească. Să nu se lipească, că nu mai putem lucra cu el. Așa. Și să nu fie prea gros. Acum eu voi tăia aici. Am tăiat ca să avem în partea dreaptă și apoi o să tăiem încet, încet marginile. Cam așa o să vină. Să avem cât de cât lungimea cercului. Așa. Am tăiat aceasta. Acum o să tăiem un cerc, îl mai întindem puțin și o să punem baza de jos la... Ia să vedem acum. dăm deoparte. Aducem tortul aici în față. Ia uitați. O să punem pe baza de jos. Eu am pus, după cum ați văzut, un disc de pantișpan. Și o să avem un disc care îl punem deasupra și o să formăm cutiuța noastră surpriză. L-am ținut în folie transparentă ca să nu se usuce. Ia uitați-l. Așa. Ia uitați. Avem discul nostru aici. Acum o să punem discul acesta de desubt. Așa. Și pe lateral o să așezăm fondantul nostru. Așa, ca să formăm cutiuța noastră. O să tăiem surplusul. Aici am un forfec puțin scurt și o să tai așa, o să pișc și o să tai surplusul. Așa. Apăsăm așa bine. Așa. Acum eu am aceste bombonele și am să le pun în interior de la. Așa. Să umplem aici bine. Apoi vom pune pantișpanul nostru peste. Am să dau așa deoparte. Și am să întind. Din nou. Așa. Am să tai un cerculeț. Acum o să-l pun deasupra, peste. Așa. Acum voi pune pantișpanul. Acum golul care mi-a rămas, puțină cremă sau puțină frișcă. O să punem frișcă. Și o să umplem acest gol. Așa. Am întins așa bine. Ia uitați. Acum dau deoparte și întindem fondantul. Ia uitați. Îl întindem aici pe masă unde am pus amidon. Așa. Acesta este fondantul, îl întindem bine ca să acoperim toată suprafața. Așa. Încerc să-l amestec un pic, să-l încălzesc. Eu v-aș sfătui să-l faceți chiar în ziua când faceți tortul, fondantul pentru îmbrăcat. Așa. Este mai ușor de lucrat cu el. Așa. Cum ați văzut, am început acum 2 zile cu trandafirii să facem, ca să punem deasupra. și întindem. Întindem așa bine, ca să facem o foaie, ca să putem acoperi fundantul. Ne ajutăm cu amidon ca să nu se lipească. Mai punem puțin, vedeți cum se lipește. Punem amidon. Punem amidon ca să nu se... Uitați, aici s-a lipit. Așa. Am să verific, așa, încă puțin mai trebuie. Mai întindem puțin. Așa, l-am întins bine. Acum eu am să-l pun pe un sucitor mai mare. Îmi aduc tortul aici. În față. Și am să las încet. Ia uitați. Îmi amezesc puțin mâna. Ia uitați așa. Așa. Și începem să lăsăm cu mânuța, începem să lipim aici. Încet. Așa. Uitați. Așa. Lăsăm în jos capetele. Așa, încet. Cu răbdare. Așa. Încet lăsăm în jos capetele. Cu răbdare. Așa. Este tot drept. Așa. și după ce am lăsat toate laturile în jos și le-am lipit bine, o să tăiem așa frumos, așa, și o să scoatem surplusul. O să scoatem surplusul, să tăiem bine, așa. Acesta este surplusul, îl strângem bine și îl punem în folie, în folie de plastic, să nu se usuce. Și galbenul tot la fel strâns și pus, mai poate fi utilizat. Așa, acesta este tortulețul, ia uitați ce frumos este. Așa. Acum o să-l decorăm. Am să-l pun în frigider pentru moment. Așa, am să-l pun pe un fund, încet, ia uitați, și îl dăm la frigider. Uitați cum arată, acesta este, și o să terminăm de lucrat imediat. Și acum să fac un șnuruleț care am să-l pun în luat împrejur la bază. Așa. Să-l facem să fie făcut. Așa. Îl vom pune roată împrejur. Așa. Să vedem dacă este de ajuns. Da. Aici am o formă, uitați, o floricică. Am să o dau prin amidon. Și am să fac câte o presiune peste acest șnuruleț. Așa. Cam așa o să fie. O să-l facem puțin așa plat. Ia să vedem cum vine. Ia uitați. Ia uitați. Și așa o să punem pe margine. Să dau așa puțin cu sucitorul. Așa, prin amidon. Și șuvița noastră de pus jos este gata. Eu am să o dau mai așa. O vom decora cu trandafirașii pe care i-am făcut zilele trecute. Dacă dorim putem folosi și câteva bombonele. Eu am mai făcut câțiva mai micuți. Așa. Și aici am pus și am făcut pe... Ia uitați. Și am să tai. Să știți că nu costă mult. Așa. Și cu degetul am să umezesc toată această parte. Așa. Ca să lipim, așa. Și acum, cu mare grijă, o să limpesc. Am să pun un pătrățel. Și începem. Începem să decorăm cum ne place. Cu trandafiraș îi așezăm cum dorim. Așa. Am să pun... umezim puțin cu degetul și o să punem așa aici o frunzuliță. O să așezăm un bobocel. Așa. Acum o să punem două flori. Le așezăm așa aici. Ele o să se lipească bine. Așa. Și să punem, ia uitați, un trandafiraș. Așa. Ele or să se lipească. Am să pun și un aros aici. Așa. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți. Tortuleți cu ciocolata albă, îmbrăcat în fondant din beze legumoase și trandafiraș.